Și acum pasul următor. Alături de noi se află Mihai Matei, director general Essensis. Evident, tot un player din cadrul Smart Alliance, dar înainte de toate, haide să vedem care ar fi profilul companiei, ce faceți, cine sunteți. Haide să ne prezentăm întâi de toate. Okay. Eu sunt Mihai Matei, sunt CEO-ul Essensis Software. Noi suntem o companie de dezvoltare de software înființată în 2005. Am pornit de la 3 oameni în momentul ăsta. Deci aveți oarecare, deci în IT 10 ani este avem, o experiență extrem de îndelungată. Avem cei 7 ani de acasă, am trecut și de cei 10 și mergem înainte, ne pregătim pentru următorii 10. Am pornit de la 3 oameni, în momentul ăsta suntem în jur de 50. Anul ăsta vom avea o cifră de afaceri de aproximativ 2 milioane de euro. Ce facem în momentul ăsta? Dezvoltăm soluții software la cheie de complexitate mare, în principiu pentru clienți enterprise. Exemple de soluții, avem și aici în demo, avem un simulator de turn de control tridimensional, practic este o... Așadar, sunteți în zona high-end? Zona high-end a soluțiilor, da. Aș zice că avem competențe pentru a dezvolta soluții software de complexitate mare. Ne axăm în principal pe tehnologii Microsoft, asta este competența noastră. Lucrăm în momentul ăsta aproximativ 25-30% din businessul nostru este în România, restul este în America, în Canada, în Australia și în Europa. Așadar, sunteți un player global? Haideți să spun. Player global, da, un mic player global, da. Care player, așa zis mic, că nu e foarte mic, o firmă de software la 50 de angajați este departe de a fi mică. O firmă medie, da. Nu suntem niciun player gigant. Un player... Cum credeți că Smart Alliance vă va face mai mari? Că de fapt asta este intenția oricărei companii, nu? Să crească. Da. Și să crească corect, adică fără sustenabil, da. Sustenabil. Exact. Sustenabil. În primul rând, prin... completarea competențelor pe care le avem noi cu competențe pe care le au ceilalți membri din cluster. Noi în momentul ăsta ne concentrăm strict pe dezvoltarea de software, deci tot ceea ce facem noi este doar dezvoltare software, programare. Okay? Nu avem competențe, spre exemplu, în hardware, nu avem competențe de infrastructură, de consultanță în infrastructură, nu avem, eu știu, competențe de suport tehnic, da? Toate competențele astea pe care le-am enumerat sunt competențe în cadrul clusterului. Okay? Deci noi putem practic să mergem la un client unde să livrăm o soluție integrată care să cuprindă o soluție software, hardware-ul pe care soluția respectivă să ruleze sau o platformă în cloud, plus suport tehnic și mentenanță ulterior și așa mai departe. Am să pun aceeași întrebare pentru că exact ce ai spus mai devreme a revenit și în discuția pe care am avut-o cu Gabi Munteanu un pic mai înainte. Da. De obicei, când sunt astfel de situații și spui nu am competență în aia sau în aia, știu eu, metoda pe piață este de a recurge la outsourcing. De cel mai obișnuit și banal. Care este avantajul unui cluster prin comparație cu acest outsourcing pe care deja știm cu toții foarte bine? În primul rând este viteza și agilitatea, da? În momentul în care, nu știu, hai să spunem că avem un potențial client și am vrea, nouă ne lipsește o competență pentru a aborda clientul respectiv. Cer scuze. Bun, în momentul în care ne punem problema să căutăm în piață un astfel de partener, urmează un proces de due diligence prin care încercăm să ajungem la o înțelegere, da? În clasă, într-o structură care există deja, lucrurile astea merg mult mai simplu, da? Știi deja cine are competența respectivă, există deja o relație de încredere formată și atunci deal-urile se fac mult mai ușor, da? Cer scuze, vin după o răceală. Deci, practic, timp scurtat. Exact. Încredere. Exact. Asta e un alt încredere, aspect, da? Extrem de important. Partener verificat. Da? Ceea ce înseamnă competitivitate. Da? Adică devenim mai competitivi. Da? Ok, asta din practic, ăsta este avantajul pe care îl aduce clusterul. Haideți să vedem care sunt beneficiile pe care le aduceți voi clusterului. Foarte important. Cred că sunt aceleași beneficii pe care le aducem toți. Aducem competențele pe care le avem, expertiza pe care o avem, oamenii, plus
implicarea noastră activă în logistică, pentru că, mă rog, ce se vede aici este rodul unui efort întreg de organizare, adică strict vorbim de evenimentul ăsta, de marketing, de toate lucrurile astea care se întâmplă, da? Suntem implicați activ în logistica asta de eveniment. Mulțumesc mult de tot. E, cum să zic, pe principiu că unde-s mulți, puterea crește. Exact. Și există, de curiozitate, există suprapuneri în momentul ăsta în cluster sau cum l-ați gândit? Există suprapuneri de competențe? L-am întrebat și pe Gabi mai devreme. Eu nu am văzut suprapuneri de competențe. Foarte puțin, poate, în unele cazuri. Și în orice caz, eu nu văd asta ca o problemă. Da? Adică noi trebuie să creștem, să devenim o comunitate, să devenim mai maturi. Concurență oricum există. Credeți că genul ăsta de asociere va ajuta, de exemplu, în competiția, să zicem, și hai să o spun direct, în competiția cu companii mai mari și care, hai să zicem, da, au resurse? Da, cred că da. Pentru că noi, în momentul ăsta, v-am spus, nu am avea cum să adresăm anumite proiecte, da? Pe care, de exemplu, un integrator mare din piață le-ar putea adresa. Dar, în cluster, avem capacitatea să adresăm proiecte mai mari. Mulțumesc mult de tot, Mihai, mă bucur să aud Mersi că o firmă românească iese în afară, că are atâția angajați și că reușește să se bată acolo la vârf, la nivelul ăsta. Mersi mult. Super ridicat. Mersi mult. Mulțumesc mult. Mersi încă o dată. Eu.